Atât elevii de liceu din Vâlcea, cât și persoanele interesate de o carieră militară au putut afla detalii despre oferta educațională a forțelor aeriene, dar și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a fi selecționați și a urma cursurile instituțiilor militare de învățământ post-liceal ori superior. Birourile de informare recrutare sunt interfața noastră cu mediul civil. Deci prin aceste birouri se vor face înscrierile, se vor planifica la probele eliminatorii și ulterior, cu dosarul complet, vor participa la selecția organizată de instituțiile de învățământ. În cadrul Academiei Forțelor Aeriene Henri Coandă, cei interesați pot opta pentru specializările aviație, naviganți, pilot avion sau elicopter, control trafic aerian, meteorologie aeronautică sau aviație nenaviganți. Prezenți la întâlnirea cu elevii din Vâlcea au fost mai mulți studenți ai Academiei care au împărtășit din experiența lor de până acum și chiar le-au oferit motive pentru a urma o carieră militară. I-aș sfătui să aleagă cariera militară deoarece noi oferim un loc de muncă sigur și prin acest fapt asigurăm cumva o stabilitate și financiară și pe toate planurile. Poate părea un drum dificil, însă vă spun din experiență că nu este. Care ar fi cuvântul pe care ai vrea să-l adresezi celor care astăzi sunt prezenți? Să-și urmeze visul, oricare ar fi acela. Nu este nicio diferență între fete și băieți. În Academie suntem respectate și este o meserie foarte bună și pentru fete, atât pentru băieți cât și pentru fete. Să aleagă cu sufletul. E cel mai important lucru pe care l-ar putea face, trebuie să fie fericiți în ceea ce fac în viață. Campania va continua în licee din Vrancea pe 5 decembrie, Brăila 6 decembrie, Tulcea 7 decembrie, Constanța 8 decembrie și Ialomița în data de 9 decembrie.